România pregătește terenul pentru trenuri de mare viteză. Oficiali din Ministerul Transporturilor spun că vor lansa până la sfârșitul anului studii de fezabilitate pentru cel puțin o astfel de rută. Totuși, mai devreme de 2030, nu putem spera la o viteză medie pe calea ferată mai mare de 45 de km la oră. Oficialii din Ministerul Transporturilor spun că primele discuții pentru viitorul tren de mare viteză care ar putea străbate România vor începe până la sfârșitul anului. Mai multe elemente care trebuie să ne spună nouă cam care va fi configurația acestui traseu, care trebuie să lege obligatoriu Budapesta de București și de eventual și o perspectivă către sudul, sud-estul Europei, către de ce nu către Istanbul sau către Atena. Noi avem fonduri pentru studiu de fezabilitate în programul transport pentru a avea cât de cât o planificare a acestei investiții semnificative a României. Da. Vestea ar putea fi una neașteptată în contextul în care viteza feroviară în România a scăzut de la an la an. Lipsa investițiilor a dus la tot mai multe restricții de viteză, care cel mai bine se văd din locomotivă. Asta de cât ne greunează munca, ne obosește. În loc să mergi 70 de la A la Z, reduci viteza și ați văzut că nu este o bicicletă. Și am redus viteza să duce, dacă fac, nu sunt foarte atent și am făcut frânare puțin mai mare sau am ținut mai mult timp în frânare, trenul se oprește. În 2024, viteza de deplasare a trenurilor în România este cea mai mică din Uniunea Europeană, 17,5 km la oră pentru trenurile de marfă și puțin peste 40 de km la oră, viteza medie, pentru trenurile de călători. Trenul de mare viteză se consideră de la 250 de km pe oră în sus. Până la 250 avem viteză sporită, deci nu spunem mare viteză când vorbim de viteza de interoperabilitate actuală de 160 de km la oră. În primul rând este un studiu care trebuie făcut, după care vom avea o valoare de investiție și după aceea trebuie să dispunem surse de finanțare. Din câte mi-amintesc, era vorba de mult peste ceva în jur de 15-17 miliarde de euro. Și 2030 în 5 ani. Poate, repet, cu mulți de poate, cu dacă și cu parcă, cu finanțare, capacitate administrativă, cu niște decizii și cu material rulant, ceea ce s-ar putea face într-un orizont de timp decent, 5-10 ani, anumite secțiuni de câmpie pe liniile pe care le-am spus, ori București-Constanța, ori Ploiești-Buzău spre Moldova, M500, unde este câmpie. Oficialii Ministerului Transporturilor spun că mai devreme sau mai târziu România trebuie să beneficieze de cel puțin o astfel de rută de mare viteză, mai ales în contextul preocupărilor climatice ale Uniunii Europene.